vești bune pentru turiști. Transalpina rămâne deschisă pentru vizitatori, în ciuda temperaturilor scăzute și a primelor semne de iarnă, cu precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Momentan nu există riscuri majore care să necesite închiderea Transalpinei, iar decizia de a restricționa accesul va fi luată doar în funcție de evoluția condițiilor meteorologice. Șoseaua va rămâne deschisă atât timp cât vremea permite, fără o dată de închidere prestabilită, a declarat Cristi Tudor, reprezentantul DRDP Craiova. Momentan, Transalpina rămâne deschisă în continuare pentru că vremea permite încă tranzitarea în condiții de siguranță a acelui tronson de drum montan. Nu s-au întâmplat, n-am avut probleme deloc. Dimineața noi avem un utilaj care face revizie pe acel drum, traversează de la Rânca la Oburcea Lutrui și înapoi, traversează încărcat cu material antidrapant dacă este cazul să intervină. Nu ne-au comunicat băieții din baza montană Rânca niciun fel de probleme. Este uscat drumul și se poate tranzita în condiții încă, se poate tranzita în condiții de siguranță pentru toți participanții la trafic. În funcție de condițiile meteorologice, tocmai că vremea încă mai permite să o ținem deschisă, așa că n-are rost să închidem acest tronson de drum, pentru că mai sunt turiști care vor să vadă acel drum, dă niște senzații și vara și toamna și iarna, dar din păcate iarna nu putem să-l ținem deschis, dar și în această perioadă drumul este frumos și ai o priveliște extraordinară. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să fie prudenți și să respecte restricțiile impuse. Șoseaua este închisă pe timpul nopții, iar limita de viteză este de 30 de km la oră pentru a asigura siguranța turiștilor. Totuși venim cu un apel către conducătorii auto să respecte programul de acces pe acel drum, adică să intre după ora 9, tocmai ca utilajul nostru să aibă timp să ajungă dintr-un capăt în altul și să acționeze și în cazul în care întâmpină probleme să oprească în condiții de siguranță și să anunțe imediat prin sistemul 112 ca noi să putem interveni, să-i scoatem de acolo fără niciun fel de probleme.